Am revenit și în această seară. Alături de noi este domnul Cristian Stoica, director CTP Iași. Bună seara și bine ați revenit la noi! Bună seara, bine v-am găsit pe dumneavoastră și pe telespectatorii dumneavoastră. Este prima oară în acest an când ne revedem, în anul 2024. Invitația a fost lansată pentru că dorim să aflăm din spatele cortinei, să spunem așa, dar având o funcție importantă și mai mult decât atât, aveți și o poziție foarte importantă pentru cetățenii din Iași, director CTP Iași. Știm foarte bine că am trecut prin câteva zile de coșmar în ceea ce privește transportul public din Iași. Ce s-a întâmplat sau care au fost marile impedimente pentru care cei care au dorit să utilizeze mijloacele de transport public în comun, în Iași, dar având în vedere fenomenul meteorologic prin care am trecut cu toții, fie că suntem pietoni sau chiar șoferi, ne-a adus mari dificultăți în a ne deplasa. Da, principalul impediment a fost zăpada care era transportată de roțile autovehiculor pe macaze, astfel încât aceste macaze se blocau din cauza zăpezii, iar tramvaiele exista pericolul de deraiere și chiar au și deraiat. Pentru a repune un tramvai pe șină, durează în medie, în funcție de cât ești de norocos, dacă a deraiat aproape de șină sau mai departe, durează între un sfert de oră și, să zicem, jumătate de oră poate dura. În cazurile acestea extreme, în care zăpada a fost deosebit de abundentă pentru, pe unitatea de timp, 24 de ore, au fost și cazuri în care ne-a trebuit, din cauza zonei la baza 3, vă dau exemplu, am reușit să punem un tramvai pe șină după de-abia dimineață, la ora 5. Deci au fost niște fenomene meteorologice deosebite din punctul nostru de vedere. Am auzit tot felul de păreri, mai mult sau mai puțin avizate. Vreau să spun că aceste macaze au încălzitoare, dar nu au încălzitoare ca să topească zăpada. Ele nu sunt topitoare de zăpadă, ci doar în anumite cantități de precipitații care curg ar putea să facă față punctual până la minus 5, minus 10 grade, dar în condițiile în care nu cade o cantitate de zăpadă foarte mare și în condițiile în care nu există trafic pe ele, astfel încât să aducă această zăpadă. Doresc să vă întreb aici, există în Iași în momentul acesta un tramvai cu plug care să curețe șinele pentru deplasări în condiții optime? Deci, tramvaie cu plug am avut în trecut, dar pentru zăpezi de asemenea intensitate, chiar și tramvaie cu plug s-ar fi blocat. În principiu, tramvaiele cu plug sunt tramvaie scurte, care au toate osiile motoare și nu se pretează pentru a desfunda liniile aceste tramvaie. Ele sunt eficiente până la o, știu, cantitate de zăpadă, să zicem, la ștergere de 5 cm, 10 cm maxim și ea să fie afânată, să nu fie bătătorită, așa cum a fost zăpada din macazele și de pe linia din municipiul Iași. Domnule director, este clar, în fața naturii nu putem să ne punem sau să ne batem cu aceasta, să ne luptăm cu aceasta. Pentru ca mijloacele de transport public în comun să funcționeze în parametri optim, poate cu marge, știu eu, mai puțin, marge cât mai accesibile, cât mai potrivite, da, de timp în stațiile de așteptare, este clar că pe lângă o infrastructură un pic mai bine dezvoltată, ca să fim cât se poate de diplomați, pe lângă această infrastructură este nevoie și ca municipalitatea să dezăpezească străzile și să se ocupe de acest lucru. Acum, întrebarea mea este mai mult pentru a clarifica telespectatorii. Dezăpezirea în ceea ce privește, da, condițiile optime de a transporta cetățeni din punctul de vedere CTP Iași ține de municipalitate, adică de primărie, sau și CTP Iași are obligația, atribuția sau responsabilitatea aceasta? La nivelul municipiului Iași există un comandament de iarnă din care fac parte mai multe instituții, cel puțin trei și CTP-ul a patra, inclusiv poliția locală care ajută la în anumite zone. Vreau să vă spun că încă de duminică după amiază s-a ieșit cu utilajele pentru
am prăștia material antiderapant și toată noaptea s-a continuat. Problema a apărut dimineață când a fost aglomerația, astfel încât utilajele n-au mai putut să să împrăștie materialul antiderapant în regim de viteză normal, astfel încât să se topească zăpada, iarăși în condițiile în care această zăpadă a fost de o cantități mult mai mari, vă dați seama că asta a fost un factor favorizant, faptul că orașul dimineață și la amiază era foarte aglomerat. Într-adevăr, câte tramvaie și autobuze avem în acest moment în ceea ce înseamnă CTP Iași? În acest moment tramvaiele există 120 de tramvaie și autobuze sunt 150. Tot din reacțiile cetățenilor aflăm sau vrem să știm dacă într-adevăr așa este, faptul că aceste tramvaie, deși sunt noi, nu au capacitatea și autobuzele nu au capacitatea de a încălzi, de a fi încălzite, adică nu oferă căldură în ceea ce privește utilizarea acestora. Nu știu în ce ipostază au fost cetățenii, poate dacă ar spune punctual, vă dați seama, nu știu ce nivel de confort vor să aibă, dar în momentul în care la minus 15 grade deschiz 6 uși și lumea urcă și coboară, dat fiind condiții extreme, aceste tramvaie totuși au avut căldură. Nu știu la ce tramvaie se referă, dar eu știu că toate tramvaiele au căldură. Pot exista punctual defecțiuni pentru la sistemul de încălzire, dar nu facem o regulă generală. Dar v-am spus, în momentul în care se deschid ușile, există șansa să se piardă o parte din căldura care este în interiorul. Ne dăm seama că tot din prisma temperaturilor foarte scăzute, știm că ați avut și acel incident, nu știu dacă a fost doar unul la număr sau mai multe, în care firul contact s-a rupt. Da, există zone în municipiul Iași în care s-a modernizat odată cu linia și firul contact și au niște compensatori de dilatare sau de contracție. Acolo nu au fost probleme. Din păcate, mai există tronsoane de fir contact vechi. Vă dau undeva la nivelul anilor 86-90. S-a încercat să se destindă acest fir, dar în unele locuri unde era și mai uzat, la temperaturile extreme de dimineață, nu, s-a contractat și s-a rupt. Dat fiind faptul că era și uzat. Putea fi prevenit cumva acest lucru? La 80 ceva de kilometri de fir de contact, vă dați seama, probabilitatea să vezi peste tot unde poate fi mai uzat sau nu. Noi facem revizii zilnice, dar dacă firul este uzat în anumite locuri, se poate rupe la contracții mai mari. Știind că acest fenomen meteorologic foarte violent va veni, pentru că a fost anunțat că vor urma zile extraordinar de friguroase, cu viscol și așa mai departe, cum v-ați pregătit în ceea ce înseamnă parcul CTP Iași? Autovehiculele, revizii sau știu noi, eu? Pentru parcul CTP Iași avem două revizii sezoniere, toamna pentru pregătirile de iarnă și primăvara pentru vară. S-au curățat instalațiile de aer, s-au făcut toate cele necesare astfel încât tramvaile să rămână în circulație. Desigur, o parte din tramvaie din cauza vechimilor mai pot ceda anumite subansamble. Mă rog, ele sunt într-un fel destul de vechi, o parte din ele. Dar să nu uităm că avem și 32 de tramvaie noi care au circulat în acea perioadă. În aceste zile cu această zăpadă abundentă care s-a adunat atât în, să spunem, în zona în care așteptau oamenii, dar și pe liniile de tramvai și stațiile de autobuz, au existat și incidente în materie de coliziuni, poate între mijloace de transport în comun și ceilalți șoferi? Nu. Din câte știu, n-au fost coliziuni decât minore, datorate unei zile obișnuite. Ceea ce pot să vă spun este că noi am acționat în toată această perioadă cu tot personalul pe care l-am avut disponibil și cu utilajele pe care le-am avut disponibil și am stat, la fel cum a fost și cu rețeaua ruptă și cu tramvaiul blocat în baza 3, am stat până și o parte din Vatman și șoferi au stat, inclusiv pe zonele metropolitane care n-au fost accesibile, au stat până la remedierea situațiilor. Uneori a durat chiar și 12-13 ore. Care au fost traseele care v-au dat cele mai mari bătăi de cap? Traseele acolo unde sunt macazele.
Sadoveanu, Podroș, Târgu Cucu și în rest rondurile care au necesită un volum foarte mare pentru vederea dezăpezirii și deblocărilor. În anii precedenți au mai fost situații atât de neplăcute sau anul acesta putem spune, de fapt, anul acesta putem spune că a fost unul dintre cel mai nebulos? Nu cred. De când activez în domeniul ăsta, din 1995, au fost situații mult mai grave ca acum. Mai neplăcute. Dar probabil, cum să vă spun eu, societatea s-a și schimbat, numărul de autovehicule s-a înmulțit, care circulă la anumite ore. Probabil fiind și școală, atunci fiecare părinte a vrut să-și ducă copilul cu autovehiculul la școală. Și de asemenea, ar mai fi necesare anumite autobuze sau tramvaie pe anumite trasee pentru a pune la dispoziția oamenilor, într-adevăr, un flux mai mare de mijloace de transport? Un flux mai mare ajută, dar dacă nu vom crește, nu vom reuși să creștem viteza de deplasare a vehiculului care stă într-o anumită coloană, nu vom putea realiza parametrii de calitate așteptați de cetățeni. Și aici probabil intervine acea idee de bandă unică. Da, bandă dedicată, îi spunem noi, și dacă este o bandă dedicată pentru transportul public, așa cum este cel mai bun exemplu pe Poduroș Tehnopolis, da, în care parcurgem în timp de 10-12 minute traseu de 4 km, pe care înainte îl parcurgeam în 50 de minute, 55 de minute, vă dați seama, un câștig de 40 ceva de minute, se va vedea și în calitatea transportului. Unde credeți că ar fi necesară următoarea investiție în zona aceasta de bandă dedicată? Ar trebui, din punctul nostru de vedere, unde sunt conflictele. O parte din conflicte sunt pe zona și aglomerații, pe zona Elena Doamna, dacă vă uitați din Hotel Europa până în Târgu Cucu. Copou, la anumite ore, mă refer, Buciumul. Dar din discuțiile Buciumul, pe care le aveți ca și reprezentant al CTP Iași, este clar că fiecare traseu ar fi ideal dacă ar avea o bandă dedicată, dar prin prisma faptului că infrastructura nu ne ajută foarte mult și nu doar atât. Știm foarte bine că s-a înmulțit numărul mașinilor din zona metropolitană care vin către Iași. Nu mai spunem de cei care își duc copiii la școală sau studenții sau când sunt sezoanele acestea de ambuteiaje în care lumea are treabă în oraș. Care ar fi, să spunem, prioritar în a se întâmpla? Păi prioritar, din câte s-a văzut și o presiune foarte mare, este pe zona Bucium. Acolo ar trebui o bandă dedicată astfel încât să parcurgem între un timp mult mai scurt această distanță. Dar aici, pentru o bandă dedicată, trebuie să luați în calcul mai mulți factori, pentru că trebuie să vezi ce anume afectezi colateral și trebuie să iei în considerare toți acești factori și să iei măsura care se impune optimă, astfel încât să nu deranjezi pe foarte mulți, dar să-ți realizezi și dezideratul. Într-adevăr, este o țintă nu ușoară de atins, dar la un moment dat trebuie să luăm o decizie ce vrem. Într-adevăr. Să ajungem cu transportul public mai repede sau să stăm în mașini și în goloană și să mergem cu viteza care e. Într-adevăr, având în vedere aceste zile neplăcute pentru toți, la urmă urmei, atât siguranță, cei din cadrul municipalității, dar și cei care sunt participanți la trafic, șoferi individuali, chiar și cei care așteaptă mijlocul de transport public în comun, ce credeți că ar trebui îmbunătățit pe viitor pentru a nu ne mai lovi de astfel de situații, să nu ne mai aflăm în aceste posturi în care să așteptăm un autobuz sau un tramvai chiar și, nu știu, o oră jumătate, cât a fost cazul în aceste zile? Din punctul meu de vedere, dacă vreți, ar trebui să nu mai ningă. Dar, sunt gluma la o parte, cred că ar trebui, iar exista niște măsuri complementare, în sensul că dacă avem informația că se întâmplă o ninsoare cu caracter foarte intens și foarte mare, poate n-ar fi să oprim școlile pentru perioada respectivă, o zi jumătate, două, astfel încât să putem face curățarea orașului în condiții optime și cu viteza care se impune pentru a fi eficienți.
și avem timp să curățăm macazurile când se preia zăpada din anumite zone și atunci vom putea avea în fața naturii, nu știu, nu spun ca să mă scuz sau să, dar din punctul meu de vedere am făcut tot ce mi-a stat în putință, n-am reușit, sunt conștient să ajung la nivelul cerințelor călătorilor și îmi cer scuze pe această cale, dar nu numai eu puteam să fac față ca să elimine acest efect. Absolut. Ne gândim că este un cumul de decizii și un cumul de idei care sunt propuse pe masă pentru a fi adoptate și a fi implementate pentru bunul mers al lucrurilor, însă considerăm că fiecare își aduce aportul său în funcție de responsabilitățile pe care le are. Da, și să nu uităm că și alăreții noștri au copii care vor să ajungă la școală, deci și aveau tot interesul să rezolve aceste Suntem lucruri. La început de an, 2024. Care vă sunt obiectivele sau proiectele, ori ideile la care vă gândiți în ceea ce înseamnă dezvoltarea CTP Iași? Da, împreună cu Primăria Municipiului Iași am reușit anul trecut pentru a finaliza anul acesta, sperăm, trei proiecte și al patrulea urmează cu depoul Dacia, care se va finaliza mai târziu, dar va începe anul acesta. În speță este achiziția de autobuze electrice de 10 metri pe PNRR, fonduri europene, nerambursabile. Se vor aduce un număr de 26 de autobuze de 10 metri electrice. De asemenea, s-a reușit finalizarea achiziției în licitații pentru tramvaie și vor mai veni, sperăm noi, începând cu anul viitor, la început, încă 16 tramvaie de 22 de metri și anul acesta sperăm să finalizăm implementarea sistemului de ticketing, care va da o nouă posibilitate cetățenilor de a fi fidelizați în a circula cu transportul public. Am înțeles. Și având în vedere că vorbim de un număr mai mare de autobuze și tramvaie în parc, acestea vor avea unde să se desfășoare în maniera de infrastructură? Sau? Cu siguranță vor avea unde să se desfășoare. Să nu uităm că s-au mai adus și autobuze care acoperă zona metropolitană și suntem în extindere cu traseele. Dacă vom reuși să angajăm șoferi, atunci vom extinde și zona metropolitană. Acesta este încă o măsură pentru a limita numărul de vehicule care vin din zona metropolitană, în special dimineața, ca să aducă copiii la școlile din Iași. Îmi aduc aminte, discutam cu dumneavoastră anul trecut despre aceste angajări care se fac la CTP. În continuare aveți aceste demersuri? Este deschisă lista pentru cei care doresc? Da, este deschisă lista. Mai mult facem și primim și cursanți pentru școlile de șoferi Vatman și de șoferi și de Vatman. Avem două serii acum de șoferi care urmează să iese de pe băncile școlii și în continuare încheiem contract cu cei care vor să facă o școală de vatman sau de șofer. Îi asigurăm un loc de muncă în condițiile în care stau 5 ani la noi, dacă nu trebuie să plătească. Care sunt, să spunem, care este numărul de șofer pe care îl aveți în nevoie? Adică? Nevoia mai avea de vreo 40 de șoferi pentru a acoperi exact ce ne-am propus noi, zona metropolitană cu extindere și să mai completăm niște trasee din municipiul Iași. Aș dori să, nu doar că aș dori, chiar o să îmi propun să facem acest lucru, să încheiem dialogul nostru într-o notă optimistă și într-o notă potrivită pentru ziua aceasta, 15 ianuarie, așa cum știm, este o zi importantă din punct de vedere cultural în România și știm că cei care au călătorit astăzi cu tramvaiul, da, tramvaiul literaturii, au avut parte de o deplasare un pic mai atipică față de restul zilelor, dacă ne puteți spune ce se întâmplă. Da, împreună cu CTP Iași, împreună cu Asociația Tram Club, cu care avem un parteneriat îndelungat și foarte diversificat pe multe domenii, am inițiat o acțiune astfel încât să facem cunoscut acest lucru, dacă mai trebuia cunoscut, că este ziua nașterii poetului Mihai Eminescu și Ziua Națională a Culturii. Și am vrut să marcăm și noi acest moment cu o fărâmă, spunem noi, pentru omagia geniului care a fost Mihai Eminescu. Și
și în acest sens am pus tramvaiul literaturii pentru a circula pe diferite trasee din tot municipiul Iași, iar cei de la Tram Club au reușit să aducă în memorie diferite momente din creația autorului. Prin acea fonotecă din tramvai. În acea fonotecă din tramvai, da. Domnule director, vă mulțumesc foarte mult pentru că ați fost alături de noi în această seară. Ați mai dus informații în plus din spatele ceea ce înseamnă CTP Iași pentru a clarifica cât de cât sau a liniști cetățenii în ceea ce înseamnă nebuloasa prin care au trecut în aceste zile. Ne dorim categoric ca aceste lucruri să nu se mai repete, ori dacă se întâmplă în fața unui fenomen meteorologic, să fie cât mai puțin sesizabil în materie de cetățeni care utilizează sau își doresc să utilizeze transportul public în comun, să fie încurajați în a face acest lucru. Mulțumim. Acestea au fost informațiile în această seară. Cezara Bălăuță sunt eu și ne revedem data viitoare, dar până atunci, toate cele bune!